Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Forza Horizon 4. Astăzi o să ne jucăm The Eliminator, adică un Battle Royale. Pentru cine nu știe, ceva gen Fortnite, PUBG, Free Fire, doar că cu mașini. Este un mod foarte tare, sincer. Nu mai țin minte dacă am postat sau nu chestia asta pe canal. Dar dacă n-am postat, uite că postăm acum. Dacă am postat, Doamne ajută să câștigăm ceva. Ba, cred că am postat, mă, cred că am postat. În fine, nu contează, sper să câștigăm meciul. Mașina asta o am așa la vrăjală, nu știu. O trebuie să fac o cursă cu ea, dar era necesar să iau mașina asta. Sincer, e făinuță, e un Alfa Romeo. Varianta Forza Edition, deci merge blană. Și momentan așteptăm să ne bage în meci. Văd că ne-o găsit joc, dar încă mai încarcă puțin. Până începe meciul, dați și voi acolo un like să susțineți seria și abonați-vă la canal ca să ne strângem 10.000 de pandalin. Pandalin, nepandalin. Îmi place foarte mult cum se aude mașina asta și sincer arată bine. Chiar arată bine. Așa este mașina stock. Ai de bă, dar găsește-m jocul, dar tu este. Bă, uite cum trece pe lângă mine, mă. Potolește-te, copile, că te întrec acum, te distrug. Stătesc cum îl întrec pe ăsta. Aolo, gata. Nu, a început jocul așa direct. Trebuia să mai apară niște chestii. What? Ok, trebuie să mă spawnez undeva. Uite, pe plajă mă duce undeva. Mă duc pe plajă, frate. Nu știu, am eu senzația că o să fie acolo mașini. Pentru cine nu știe cum e modul ăsta, o să vadă pe parcurs. E destul de ușor. Trebuie să joci odată și până înveți și după aia e lejăreanu. La început ne dă pe toți cu acest Mini Cooper, care e și tunat, deci să știți că merge destul de bine, nu e chiar cea mai mare rablă. Deci, uite, mai întâi... De fapt, ba nu e ok, ok. E făcut și noapte, perfect. Normal, mă, când vreau să filmez în noapte, păi se poate. Vreau să văd ceva. Aparent nu suntem în zonă, deci așa, asta e zona. E exact ca Fortnite, mă, că cei mai mulți probabil știți de Fortnite. Vocea mea încă e rip rău de tot. Noi acum trebuie să găsim o mașină mai bună decât asta, dar trebuie să mergem și în zonă. Că deja vine zona peste noi, adică vine gazul. Ce naiba e aici în jocul ăsta? Arena Shrinking! Și aparent, nu a fost cea mai bună idee să mă duc la marginea hărții, pentru că acum trebuie să fug de gaz în loc să stau să caut mașini. Bine, poate găsesc una. Uite, am văzut acolo una, dar nu știu dacă mai apuc să iau. Dacă o să fie o mașină de level 2, normal ar trebui să fie mai bună, dar sincer, personal, nu mi se pare mai bună și nici nu. Uite, Golf level 2, nu mi se pare bun deloc. Nu știu, mi se pare mai fâșneață rabla asta. Pur și simplu, asta e părerea mea, deci trebuie să găsim mașini level 3 măcar ca să le luăm. Deja oamenii se bat acolo, vedeți în stânga ecranului, se elimină unul pe altul. Baza tare la evenimentul ăsta e că primești foarte mult XP. Și în jocul ăsta cam cu XP-ul faci tot, faci wheel spin-uri, primești mașini, primești haine, tot ce vrei tu. Și uite o mașină, level 6, am vrut să vă zic că am văzut în stânga pe chat că are cineva mașina asta. Și am găsit-o și eu exact pe asta, forță! Deci asta e foarte bună. Level 6 e bun, mai ales că am găsit-o atât de repede. Este un Bentley Bentayga, e forță mașina. Opa, m-am dus. Dar în sfârșit intru și eu în zona aici imediat. Când o să găsesc un player ceva, o să mă duc direct pe el, pe mama lui. O să-l provoc. Sau să jucăm așa un pic mai pe coteială ca să ieșim pe un loc mai bun. Nu se știe, rămâne de văzut. Faza că e și noapte, mamă, dacă de bine arată jocul ăsta, deci încă îmi mențin părerea că e cel mai frumos joc. N-ai cum, deci mie îmi plac super mult jocurile cu mașini. Ăsta e cel mai tare joc cu mașini, deci locul 1. Îmi pare bine că susțineți seria destul de binișor, ținând cont de câți abonați ne-am strâns pe acest canal. Eu sunt mulțumit cu vizionările pe care le facem. Sper că sunteți și voi mulțumiți cu episoadele. Mă duc după ăsta acum, dar nu prea îl prind. Totuși, mașina asta o fi a Jeep, dar nu e chiar... Adică nu e Jeep, dar înțelegeți voi. Românul zice Jeep la orice mașină 4x4. În fine. Nu e ea tocmai pentru off-road. Asta e problema.
Nu știu cum mergem cu zona. Oh, că m-am dus, de m-am prea dus. Din păcate pe ăștia doi nu mai pot provoca pentru că au intrat ei în cursă unul cu altul. Practic aici facem curse 1 versus 1 până ajungem de se restrânge zona prea mult. Atunci o să fie un punct comun pentru toată lumea, care ajunge primul, câștigă aceea e. Dar parcă tot m-aș duce după ei ca atunci când termină cursa să-i provoc din nou. Adică să-l provoc pe cel care câștigă. Dar văd că nu prea le mai am pe condus. Nu m-am prea jucat în ultimele zile deloc. Nu m-am mai jucat evenimentul ăsta deloc, deloc, de mult timp. Ok, ăla pare să câștige din fața asta, cred că o să piardă, că vă cu rămas în spate, săracul. Olo, m-am dus și eu exact ca el. Uai, exact în chestia asta. Bun, îl urmăresc, o să câștige cursa cel mai probabil. O să-l provoc eu la o cursă, bine, să vedem ce mașină are. Uite, în stânga cineva are o mașină de level 7, eu am abia level 6, deci... Dacă l-aș provoca pe ăla, are șanse mari să mă bată. Până la urmă, nu știu, e un pic dubioasă mașina asta, că e de level 6, dar nu e cea mai bună din lume. Ce frumos e, bă, cum se vede cerul cu gazul ăla roz. Foarte tare. Opa, mă uitam la cer, să fiu sincer. Cred că o să termina cursa, că văd că s-o întors ăsta. Aolu, are tot de asta și el. Aolu, și acum o să aibă 7. Aolu, are 7, acum trebuie să fug de el. Care șansele mă să aibă și el exact mașina asta? Două naibii de treabă. Ideea e că nu vreau să pierd acum, nu vreau să risc să pierd, să termin episodul așa brusc, că nu prea am timp să mai filmez încă unul. Deci cam trebuie să-mi iasă din prima dacă nu ne-am dus, fraților, ne-am dus. Mai suntem 43. Probabil până se termină evenimentul, vine și ziua afară. Văzut ceva în stânga, un fum. Eu am și uitat că eu trebuie să mai caut mașini, nivel 2. Ce să fac, frate, cu aia? Ok, aparent ăsta vrea să ne provoace. Cred că da, dar și-o luat țeapă. Ce țeapă și-o luat? L-am făcut pe fraier. O să fug un pic de el, v-am zis că nu vreau să ries să pierd chiar de acum. Poate găsesc pe altcineva mai slăbuț. Uite aici altul. Mă bag în el, mă bag în el. Bine! L-am făcut varză, mamă! L-am băgat direct în copac. Ce mă distrez. Aolo, dar vine ăla din spate. Nu mă mai distrez. Arena shrinking. Cred că am făcut binișor. Ok, acum o să mă provoace până la urmă. Ba nu, iară s-o dus. Țeapă, fraiere, iar te-am pierdut. Uite mă că l-am pierdut și pe ăsta, mă. Ok, asta n-am vrut să se întâmple. Bă, mai e unul aici, stai, cine, ce, cum, nu-mi dau seama care e care. Hai mă să facem cursa, hai mă că prea mult am fugit de tine. Stai că nu mai știam de pe ce buton fac cursa, oaie. Ok, am luat-o drept pe aici. Problema mare e că e noapte și nu văd prea bine drumul. Dacă voi îl vedeți, sunteți forță. Puteam să-mi scot toate nebunile astea ce apar pe ecran. Aoleu. Nu m-am gândit să le scot, bă. Ok, n-am vrut să fac asta. Nasol de mine. Vedeți că peste tot stânga, dreapta, mijloc, când mi-apar scrisuri în continuu, astea le puteam scoate și era mult mai bine pentru mine. Deci, efectiv, din cauza la scrisul ăla galben, nu văd în față. Aoleu. Pe norocul meu, nici rivalul meu nu e mai bun decât mine. E noapte, mă, că dacă era zi, era total altă treabă. Noi acum avem pe harta aici checkpoint-ul, uite, bă, drum drept, gata, l-am spart pe ăsta. Trebuie doar să merg în față, să ajung la checkpoint și am câștigat și fur mașina. Sau poate iau altă mașină, deci o să am opțiunea să iau mașina lui sau o altă mașină de level 7. Adică cu un level mai mult decât am eu. Dar cred că o să ne dea tot mașina lui, deci... Adică tot Audi, parcă era un Audi, nu? Dacă am văzut bine. Mamă, ce m-am dus. Deci, o tot venit el după mine, eu am zis să nu ne batem, dar dacă el a vrut să ne batem, ne-am bătut, frate. Opa, asta e că aici e arena deja, adică e marginea. Porsche sau Bentley? O să aleg un Porsche, nu știu exact care e, sincer. Ui, bun, bun, bun. Mă așteptam să fiu ăsta, sincer. Ăsta e așa mai de raliu, e perfect. Bine.
Vocea mea. Vocea mea e rip. Bineînțeles, m-am mâncat undeva să beau niște suculeți. Eu când beau suculeți, mă cam doare gâtulețul. Aolo, aolo, are power 8 ăsta. Aolo, power 8. Bine, bă! Mersi ăla care l-a lovit. Acum, problema e că el de power 8 merge mai repede decât mine, cred că. Și mă bucur că l-a lovit ăla. Mamă, zici că o ținut cu mine. Poate chiar o ținut cu mine. L-a văzut pe ăsta cu mașina mai bună. O zi să-l încurce un pic. Acu-i acu. Cred că mai bine fac așa. Adică gen am pus frână. Sincer, mașina mea cred că e mai rapidă pe off-road. Bun, se pare că l-am distrus și pe ăsta. Deci bat pe toți mai puternici decât mine, bă! Forță! Așa da, mă, așa să tot facem episoade. O să aleg audio-ul lui. Aveam de ales într-un Lamborghini și Audi, dar parcă mi se pare mai bine, mai bun audio ăsta. Nu e cea mai strălucită mașină, sincer să fiu, dar... Cred că e mai bun, nu știu. Sincer, nu știu dacă puteam rămâne cu Porsche-ul ăla ce l-aveam, chiar nu știu. Hai să vedem ce mașină are ăsta. O, Power 5, pe ăsta ar trebui să-l bat ușor. Nici el nu are mașină de off-road. Amândoi avem mașini de viteză. Numai că eu am de 8, el de 5. Ar trebui să-l bat pe ăsta, bă. Dacă mă bate unul din ăsta, m-am dus, frate. La level 9 nu știu exact ce ne dă, sincer. Chiar nu mai știu mașinile de level 9. O fi tot un Lamborghini. Știu că mai era un Lamborghini. Mai era și un Ferrari, dar nu mai știu la ce level. Olo, da. Exact ce vă ziceam, nu-i deloc bună pe off-road, era mai bun Porsche-ul ăla ce l-aveam înainte. Nu știu dacă am fi putut să o păstrăm. Să spună cineva în comentarii, putem păstra o mașină să nu o schimbăm când câștigăm o cursă? Bun, l-am bătut și pe ăsta, dar acum era de așteptat. Să vedem ce mașină ne mai dă. Power 9, bă, adică level, nu știu ce zic power, s-o obișnuit. Lancia, bun, asta e bună, bă! Mama, asta e ideea de off-road. Bine, e bună pe off-road, cred. Sau? Nu știu exact, acum pare bune. De obicei, mașinile astea de raliu sunt bune la evenimentul ăsta. Și mașinile alea foarte frumoase, de viteză, șmechere, nu sunt bune. Hai totuși să vedem cum merge pe off-road. E că merge dacă e. Pe drum am văzut că merge binișor, sincer, și nu mă așteptam. Pe off-road prinde viteză, numai că patinează prea tare, bă. E bună mașina, dar nu prea, ceva de genul. Mai suntem 16 în viață. M-aș mai duce, să mă mai duc să mă mai bat cu unul sau să aștept. Ideea e că zona este așa. Zona e foarte micuță acum. Când o să vină ultima zonă, o să ne bage pe toți că, într-o cursă. Și aia e. Cine ajunge, ăla e. Și eu având o mașină bună, nu știu ce să zic. Mai fac o cursă cu ăsta sau nu? Bă, că mă evit, atunci o să-l evit și eu, las în pace. Și aștept să... Știu ce mașină era aici. Am apucat să văd. Aolo, level 4, du-te mă de aici. Lua copacul. Aștept să vină ultima zonă pentru că avem o mașină bună. Sincer, mi-e frică ca la level 10 să ne dea o mașină mai slabă decât asta. Level 10 este ultimul, apropo, doar că o să-ți dea tot mașini tot mai bune. Nu știu de ce, sincer. De ce noi pur și simplu level 11, 12, cât o fi. Mașina arată urât. De obicei, în game modul ăsta, mașina care arată cel mai urât e cea mai bună, sincer. Și Porsche-ul ăla arăta urât, să fim serioși, dar era foarte bun. Asta e cea mai urâtă, dar e foarte bună. După cum vedeți, nu mai vine nimeni să mă provoace, e cam gata, au rămas 13 playeri. Ce aud, mă? O dispărut și asta, bă. Ok, am rămas 12 playeri și mai sunt 25 de secunde și începe Final Showdown. Gata. De acum încolo noi ne mai putem provoca unul pe altul. Faza e că checkpoint-ul final poate fi pus oriunde. Pe hartă, nu doar în zona asta, din câte țin eu minte.
Acum trebuie să vedem repede unde checkpoint-ul. Vine unul spre mine, bă, sper că nu intri în mine, că te distrug. 2, 1. Yo, unde? Unde, frate? Get to the destination, ok, ok, ok. Cred că am noroc, sunt relativ în partea cu destinația. Mamă, cum ar fi să câștig ăsta, bă? Mamă, dar merge bine mașina asta, trebuie să recunosc. E un pic instabil. Uite mă că mai am player în față. De unde ți-a apărut, mă? E unul chiar pe autostradă sau ceva de gen. M-am dus, fraților. Aveam o șansă să-l întrec pe ăla. Oare o să-mi scrie totuși ce loc iau, chiar dacă nu iau locul 1, cred că da, nu? Adică gen, să iau și un top ceva. Ce săritură blanao. Ai, bă, dar tu... incredibil. Nu pot să cred că m-am răsturnat acum. Du-te, bă, de aici. Aoleu. E gata, nu mai am nicio șansă, din păcate, dar cum ziceam, măcar să iau un loc mai bun. Că ne dă XP, bineînțeles. Mamă, dar toți copaci. Bă, de ce nu mai mere? Nu mai accelera. Cred că dacă te lovești prea tare de un copac, ți se oprește un pic accelerația. Bun. Ce mă, locul 8? Fai de capul meu, am fost varză, bă. 8 din 12, vai de viața mea. Dacă nu luam copaci ăia, chiar aveam șanse. Oricum, totuși locul 8 e forță și așa. Am luat 26.000 de puncte de influență, ceea ce înseamnă foarte mult. Am făcut level up. Ce am mai făcut? Ok, deci ne-a dat, uite, ne-a dat și un wheel spin. Hai să vedem, hai să vedem. Wheel spin-ul. Dă-ne ceva bun. Bun. Bun, bun, bun. Dar cred că o avem. Sau nu știu. O să văd imediat dacă o avem. Deci era un Shelby albastru. Bă, mă mulțumesc. Ne-a mai dat ceva? Nu ne-a mai dat nimic. Mă mulțumesc cu locul 8. Hai să vedem. Era Shelby sau Ford? Unde-i S-ul? Vedeți voi S-ul? Spania, Subaru, Sunbeam. Da, deci era Ford. De ești tu, Fordule? Mai avem unul exact la fel, da. Mai avem unul. Asta e viața, valorează 75.000, deci poți să zici că nu ne-o dat mare lucru. Băi, sper că v-a plăcut episodul. Sincer, m-am distrat și chiar s-a făcut zi, exact cum ziceam. Chiar m-am distrat, mi-a plăcut. Am ajuns acolo în top 10, asta e cel mai important. Am făcut și câteva curse blane de tot, i-am bătut pe ea cu level mai mare decât mine. Nu uitați de un like, share, subscribe și clopoțel și noi o să ne revedem data viitoare. Pa, pa!